O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. M-am întrebat adeseori, dragi prieteni ai radioului cultural, dacă există în genere un gest, o atitudine, o reacție în măsura a defini fără rest umanitatea omului. Fără nicio pretenție de a epuiza acest tip de abordare, cred că râsul, ironia și umorul sunt cu adevărat specifice felului uman de a fi. Nu știu cum râdeau îngerii în lumea lui Dumnezeu. Hohotul lor divin nu a ajuns niciodată până la noi. Poate doar muzica astrelor să mai amintească de acel sunet imposibil de pus în poveste. Dar ceea ce știu e că râsul bebelușilor mi se pare superior oricărei ilarități angelice. Inocența absolută a micilor făpturi determină ca gungureala lor să atingă cote sublime. Dincolo de bine și de rău, nou-născuții subliniază prin prezența lor supraumană acel rest de divinitate pe care noi adulții l-am uitat de mult. Evident că bebelușii nu au umor, ei nu vorbesc, ei nu au glas interior, ei nu pun în vorbe ceea ce simt, dar zâmbetul lor și ceea ce noi numim râs se află pe deasupra ironiei sau a hohotului pur și simplu. Parcă din lumea tăcerilor candide, cei mai mici dintre oameni ni se adresează printr-un grai primordial, cel al faciesului edificator. Le-ați privit vreodată cu atenție fețișoara? Ea poate fi atât de mobilă, de expresivă, de comunicantă, încât ajungi să ai subit revelația inutilității verbului. Bebelușii nu au nevoie de cuvinte ca să spună ce au de spus. Râsul și surâsul lor sunt mai plastice decât orice tiradă spuse de Radu Beligan, mai elocvente decât orice eseu scris de Andrei Pleșu. De aceea, micuții sunt partea noastră de adevăr, șansa noastră de mai bine, promisiunea făcută nouă de Dumnezeu că nu vom muri vreodată. În fond, Iisus i-a chemat pe copii să vină la El. Între mielul cel sfânt și micuți, nicio diferență. Prin copii ne vom mântui. V-ați întrebat vreodată de ce oamenii în vârstă râd mai rar decât cei tineri? De ce râsul lor slăbește până la dimensiunea adesea insesizabilă a unui simplu surâs? De ce în finețea acelui zâmbet se strecoară și o doză apreciabilă de tristețe? Un fel de melancolie abstractă ce privește dincolo de hotarul material al acestei lumi? Râsul hohotit, râsul strident, cascadele sonore sunt toate mărci ale tinereții rebele. Mai mult decât atât, tinerii râd în grup. Este spiritul efervescent și tribal al lipsei de griji, căci nu e așa, lor le este promisă veșnicia. Tinerețea nu are riduri în vreme ce senectutea e condamnată să privească doar în urmă. În schimb, vârstnicii se plimbă gale printre lucrurile și petrecerile lumii în doi sau, din păcate, solitari. Cuplurile obișnuite de pensionari nu prea au motive de râs. Ce-i drept se mai întâmplă ca, plin de dragoste, cei doi veterani ai unei relații de o viață să-și surâdă complice. O fac atunci când grija medicamentelor compensate a mai slăbit puțin, altfel de ce ar hohoti. În cazurile cele mai triste, el sau ea, rămași singuri, privesc cu melancolie deloc veselă spre trecutul care, la fel ca orice paradis autentic, a rămas undeva înapoi. Iar dacă vreun zâmbet mai bântuie figura gravă a singuraticului, acesta pare mai degrabă semn al resemnării înțelepte decât marca unei veselii secrete și reținute. De aceea să nu supraagităm potențialul ilar al juneții. Nu e un merit, ci o șansă biologică, una care vine și se duce, la fel ca orice fapt de pe lumea aceasta.